Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vom vorbi despre filme, pentru că un film de acțiune ne-a atras atenția în mod special, în această săptămână pe numele său Uncharted. În primul său weekend de la lansarea în cinematografe, filmul de acțiune a avut încasări de peste așteptări, adică în doar două zile, filmul a generat peste 140 de milioane de dolari. Dacă ne gândim că întregul buget al filmului a fost de 120 de milioane, această primire călduroasă din partea publicului poate fi unul dintre semnele că Uncharted urmează să devină o franciză importantă și pe marele ecran. Spun și pe marele ecran pentru că acest film este realizat după jocul cu același nume. Filmul Uncharted este prima producție semnată de PlayStation Productions, divizia specială deschisă de Sony pentru a crea filme după jocuri video. Așadar, vizionare plăcută! Eu sunt Simeanu Andor, numai bine, pe curând!